Orașul Fundulea, județul Călăraș. Avem porumbul semănat în covorul verde, care a fost distrus în primăvară, imediat după semănat. Prima epocă 1 aprilie și am avut și a doua epocă la jumătatea lui aprilie. Avem aici un cernozion cambic. În toamnă am înființat covorul verde, muștar, latir, mazăre de toamnă și ovăz. 1 aprilie am semănat acolo în spate porumbul, 20-30 de hibrizi, după care am distrus cu erbicidare mazărea. Avem a doua epocă de semănat aici, când mazărea era triplă ca înălțime, undeva la 30 de centimetri înălțime, și mai avem în spate mazărea lăsată neerbicidată. Primii 12 metri erau curați la momentul semănatului. Se observă porumbul dezvoltat mai bine. După 12 metri, fix lățimea de met, avem porumbul pe care vi l-am prezentat la semănat și când era în curs de răsărire. Observați o mai slabă dezvoltare. Aici avem câteva rânduri cu distrugere mecanică a culturii de mazăre. Acolo în dreapta am erbicidat cu cerlit și cu Starship de la Nufarm. În concluzie, porumbul este foarte sensibil la concurență, fie că sunt buruieni, fie că sunt alte plante de cultură. Este important să distrugeți covorul verde după semănat. În momentul răsăririi culturii de porumb, toate plantele care pot face concurență să fie dispărute de pe teren. Sau să fie moarte și să facă un efect de mulcire, da? Observați aici porumbul mult mai bine dezvoltat. Pe de altă parte, porumbul pe care l-am semănat pe 1 aprilie, și nu este o glumă, este mult mai dezvoltat. În toamnă, după ce am semănat covorul verde, nu a mai intervenit mecanic cu nimic. Semănatul a fost efectuat direct cu o semănătoare clasică. Nu a fost o semănătoare specială pentru minim sau notil. Este foarte important să reglați bine semănătoarea. Mai avem aici câteva resturi de mazăre. Le observați dumneavoastră. Plantele sunt destul de bine dezvoltate pentru seceta pedologică din sudul țării. Vă țin la curent cu producțiile la toamnă.